Aflat într-o vizită oficială în țara noastră, ministrul croat al afacerilor externe și europene a semnat împreună cu șeful diplomației externe de la noi un memorandum privind cooperarea între Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al Croației. Prin astfel de documente, memorandumuri, vrem să fortificăm capacitatea serviciului nostru diplomatic, care joacă un rol cheie pentru promovarea intereselor Republicii Moldova în plan extern. Potrivit lui Nicu Popescu, cele două state vor aprofunda colaborarea în sectorul economic, dar și cel al turismului. Prin prisma acestor obiective am discutat și crearea unei comisii interguvernamentale pentru cooperare economică, dar și proiecte concrete în promovarea turismului cultural și rural. Suntem în ultimele etape de finalizare a unui acord privind de cooperare în domeniul educației, științei și inovațiilor. În același timp, pentru a facilita circulația cetățenilor celor două state, vor avea loc negocieri privind reducerea tarifului la convorbirile telefonice. Ne-am exprimat și interesul nostru de a semna un acord privind liberalizarea prețurilor la roaming cu Croația. Cheers. Pentru noi, ca țară, este foarte important ca cetățenii noștri care vin, dar și vizitatorii țării noastre să nu plătească aceste prețuri exorbitante la roaming care deseori sunt aplicate. Diplomatul croat a subliniat faptul că de la venirea guvernului pro-european, Republica Moldova traversează o perioadă de schimbări benefice. I am coming to support a pro-european country, pro-european government, Moldova government. It was not also my promise to come bilaterally, but to come as a member of the European Union. To send a strong message that European Union is gonna get along with our policy of the Moldovan government, and we like to support the everything what Moldova is doing in reform process. Oficialul a vorbit și despre integritatea teritorială a țării noastre în contextul conflictului transnistrean. I reaffirmed Croatia's support to the territorial integrity and sovereignty of Moldova within its internationally recognized borders and finding a peaceful, comprehensive and lasting settlement on the Transnistrian issue within the existing 5+2 negotiation forward. Ministrul croat va avea întrevederi și cu alți oficiali din țara noastră, între care președinta Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița.